FC Argeș a înregistrat 2 victorii în ultimele meciuri de pregătire, iar Neguiță și Răuță consideră îmbucurător acest aspect. Cei doi și-ar dori o formă a echipei la fel de bună și în returul Ligii Secunde la fotbal. Cum se pare că arată echipa mulțumită așa de modul în care evoluați? Cred că arată din ce în ce mai bine, de la joc la joc se vede o creștere de nivel. Fost un meci de pregătire, noi am încercat să ne facem jocul, ca la meciurile oficiale să jucăm din ce în ce mai bine și să câștigăm cele 3 puncte. S-a văzut totuși că v-ați mobilizat mai bine, totuși ați evoluat contra unei echipe de Liga a doua, în serie cu voi. Da, și în celelalte meciuri ne-am mobilizat, dar a băgat mai mulți jucători, am fost și noi un pic mai obosit ca venit în cantonament, dar acum suntem ok și încercăm să jucăm din ce în ce mai bine. FC Argeș ar putea avea în lot și un jucător sârb, Petrovici, urmând să semneze cât de curând un contract.